Cât de rău e? You're the first person that cries so much. Bineînțeles, băieți, nu uitați că Mr. Beat vine să vă omoare plictiseala, indiferent dacă sunteți pe tablete, pe telefon, pe calculator, singuri acasă sau cu prietenii, Mr. Beat vă omoară plictiseala. Aveți cea mai frumoasă și prietenoasă interfață din lume, unde puteți urmări toate eventurile și puteți parea pe toate meciurile din lume. Puteți să vă încărcați cu energia aia bună. Pe lângă asta aveți asistență 24/7 la orice problemă care intervine. Aveți de ales dintre foarte multe modalități de plată care vă convine vouă. Aveți linkul în descriere. Vă pup! Buenos días, amigos! Astăzi ne vom face pierce în nas. Nu știu de ce, nu știu cum, dar așa ne-a venit. De fapt, eu sincer îmi doresc de foarte mult timp să-mi fac pierce în nas. Și eu îmi doresc de foarte mult timp. Da? Da, doar că știu că atunci când îți faci, trebuie să spună din ala drept, medicinal, cum sunt ăștia de urechi. Dar eu vreau verigută din aia mică, da, mică, și eu mică. Da, aia. Dar la mine... eu o pot schimba după ceva timp. Da, după ce se vine că... Da. Dar la mine nu asta e problema. Problema e că ești dependent de olind, strănut, ca un animal, îmi șterg nasul. Asta cred că o să fie... Sigur atât se infecteze la mine. Da. Și am găsit pe Google Raven Tattoo, care are cele mai multe review-uri. Are 4.9 stele din 500 de voturi. Și ce că fac și piercing-uri. Așa că hai, tată, să vedem, să ne facem, să ne găurim. You record this, ok? Yes. So I'm going to make him suffer. Mamă, deja mai am o frică. Păi și acum te găurește, de? Tu guri? Nu, că nu. Îmi bagă doar ăla. Mamă. So it will hurt. Mama is paralyzed. Mama is not here, so. Take a deep breath. Ești ok? Da! Nu mai dare, nu mai dare. Now it won't hurt. But, oh my god, that second was hell. Wow, poate să spună din asta rotund din stat? No, not. No. Păi și de ce plângi? You're the first person that cries so much. Is done? Oh my god. Ah. Oh, thank you. It was the most horrible experience ever. So what? I think this was a whole comedy. But it was cool. If you want, you can have it in the mirror. Mama. A fost mai rău decât tatuajele? Deci nu știu de ce, dar îmi lăcânează ochiul foarte, foarte, foarte mult. Gen. Acum e rândul tău. Pentru că plângi. Plâng, da. Gata? Gata. Wow. We've been like that. No pain. Care-i tălbit? Wow. Și chiar nu te-a durut așa tare? Nu, ah, no. O fac ok. Da? O durut un pic, dar m-am sperat din cauza ta. Te-ai sperat din cauza? M-am sperat că poate să te-ai. Dar nu m-a putut să mă obțin. Bun, băieți, ne-am făcut și piercing-uri în nas, deci pentru mine a fost cea mai dureroasă chestie posibilă. Pentru tine, pentru ea, aparent, a fost... Mie nu a ieșit nici o lacrimă. Doamne, ferește. Dar nu a ieșit. Ăsta au zis că eu am fost... Cea mai plângăcioasă persoană. Cea mai plângăcioasă. Mă rog, cel mai... Dar nu, n-am plâns. Adică, cele lacrimile care ți-au curs. Da. Cele mai multe lacrimi pe care mi-am curs. Și bine, oricum a zis și el că femeile sunt făcute să suporte durerea mai bine decât bărbații. Noi nu prea. Eu oricum sunt rezistentă la durere fizică. Mie îmi place. Și la tatuaje îmi place. Da, și mie. Eu mi-am pus cu bling bling. Da, ți-a pus cu bling bling și mi-am pus normal. Și au zis că într-o lună cam așa o să se vindece și... O să putem să ne punem verigă.
Da, verigă de aia. Într-o lună cam așa, să nu... Să avem grijă cum ne spălăm, ne-am cumpărat și ceva spray. A costat 30 de euro de persoană, adică 60 de euro împreună și 5 euro spray-ul de nas. Spray-ul, da. Au atât de multe review-uri pentru că îți fac reducere dacă le dai review pe Google. Smart! Da. Oricum smart. Probabil crema o iau cu 2 euro. Da, nu știu, dar chiar e smart chestia e asta. Smart. Că apare primul pe Google, gen, când ai să cauți. Da. Ok, hai să mergem să mâncăm. Bun, deci fix când am ajuns aici la restaurant să mâncăm, ne-am dat seama că mi-am uitat geanta acolo lângă scaun, așa că trebuie să ne întoarcem, așa că hai da, să ne întoarcem. Hey. Bun, și l-am recuperat. Ia să vedem ce pierdeam dacă nu mai veneam după el. Pierdeam colacul tău. Oh, nu! Șlapii mei de la Jumbo. Oh. Și cam atât. Wow! Vezi, de asta e bine să aveți tot timpul la voi o borsetă de asta. Deci asta jur că e cea mai tare chestie. Bam, am scos portofel, cameră, spray, bam, telefon. Tare rău. Dar ce bine asta cu cerceri, măi, da? Băiatele, măi. Îmi place, o? Mm-hmm, ne place. N-aș mai face asta dacă aș ști că doare așa tare. Doamne! Bun, băieți, ne-a venit și mâncarea, mă rog, deja e aproape gata. Eu m-am luat niște calamari pentru că efectiv de când am venit aici doar calamari în rând și doar la restaurantul ăsta am găsit cel mai bun calamari pentru că mâncarea în Grecia efectiv e nașpa rău. Deci toate chestiile congelate, mamă ce m-a zgâiat până asta. Toate chestiile congelate, mâncarea nu e așa bună niciunde, dar da, se merită cumva. Altceva. Mie îmi place salata mea, e foarte bună și eu am mâncat pește. Da. După foarte, foarte mult timp mi-am comandat un pește Vita Mai și l-am mâncat pe tot. Ăla a fost foarte bun. Păi și ce părere ai de mâncarea din Grecia? Mi-am comandat musaca, care teoretic n-ai tradițională de aici, dar mi se părea că are efectiv gust de lasagna cu scorțișoară. Și mie nu-mi place scorțișoara, nu știu, a avut un gust ciudat, nu mi-a plăcut deloc. Și în rest am mâncat o salată, am mâncat gyros care a fost bun, deci... Eu mi-am luat mâncare bună. Bun, băieți, dar bineînțeles că nu putea lipsa înghețata noastră. Deci o zi, bă, țineți minte de la mine, o zi fără înghețată e o zi pierdută. Așa că eu mi-am luat înghețată, înghițica mea și-a luat înghețată și baclava. Și hai să o devorăm, tată. Gustă-ne, gustă-ne și zi-ne. Să gust? Da. Înghețată de ciocolată. Dar acum să știi că îmi place mai mult înghețată de Bueno. E, acum și tu. Ai o găsit mai rar. Ok, bon appetit! Și acum am venit la biserica asta, Sfântul Nicolae, cum se numește și plaja asta unde ne-am dat cu schijeturile. Habar n-am cine e Sfântul ăsta, ce face, ce-o făcut. Nu știu niciodată. Da, ok, măcar îl vizităm. Clopote. E un clopoci oare? Putem să sunăm? Da. Da? Da. Chiar putem? Da. Wow. Vreau poze aici. Cum tragi de clopot? Da. Ia cât o pe clopotara mea. Hai să văd. Wow, ce tare de aici. Îmi ține ureche. Da. Ce mișto se vede și încolo. Hai să urcăm sus acolo pe munte. Bine, dar prima dată vreau poze aici. Hai să mergem până acolo jos. Hai, hai să mergem jos. Se frică? Da. Ce? Nu știu. Că suntem în Mexic cu priveliște astea și cu florile astea. Băieți, am ajuns! Hai să ne facem selfie ca bătrâni. Să ne facem selfie? Da.